Bună seara și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Iată, vine primăvara și odată cu ea ajunge la Craiova și caravana Gaudeamus. Zile pline, zile de evenimente culturale, zile care ne fac să fim mai aproape până la urmă de, și de condiția umană, dacă nu de condiția superioară a omului. Așadar, caravana Gaudeamus, 1-5 martie la Craiova. Noi vom vorbi astăzi despre un volum care va fi lansat în cadrul caravanei Gaudeamus, respectiv pe 4 martie, începând cu ora 17. Este vorba de volumul O viață în labirintul cărților, 12 dialoguri cu Mihaela Albu. Așadar, o avanpremieră astăzi, o avanpremieră a unor dialoguri despre imaginea și condiția intelectualului preocupat să dea strălucire propriei creații, dar mai ales să dea strălucire celor despre care multe generații au fost forțate să nu afle nimic, pentru că ultimii ani au fost dedicați exilului românesc, recuperării memoriei exilului românesc, o muncă grea, o muncă de documentare și de aducere în prim plan și în atenția publicului de astăzi a intelectualilor români de odinioară. Vorbim despre toate acestea și multe altele cu doamna profesor universitar dr. Mihaela Albu, erudit om de cultură al Craiovei, în primul rând, și al nostru, al românilor, indiferent de unde suntem, din țară sau din afară. Doamna profesor, vă mulțumesc că ne sunteți alături și de această dată. Mulțumesc! Și vă mulțumim totodată pentru informația valoroasă pe care ne-o aduceți. Da, de data aceasta, cartea care se va lansa la Caravana Gaudeamus și care este, pot să spun, caldă, pentru că aseară am luat-o din tipografie, adică de la editura Ayus. O să vă rugăm să ne mai țineți un pic, da. Să poată și cei de acasă să vizualizeze coperta cărții. O copertă care și de data aceasta, așa cum și revista Antilete și multe alte coperte de carte pe care le-am publicat la editura Ayus, sunt făcute de Sorina Bela, căreia niciodată nu contenesc și nu-i de ajuns să-i mulțumesc pentru dăruirea, dedicarea ei în munca pe care o face la editura Ayus. Puțini sunt și puține edituri și puțini oameni la editurile din țară care să aibă așa o dedicare față de ceea ce face. Deci ea iubește cartea, ea iubește autorii și tot ce face este cu tot sufletul și cu mintea mai ales. Așa că și această copertă îi se datorează, așa cum multe altele, și recomand editura Ayus și pentru acest lucru, pentru că este o editură unde deopotrivă directorul Nicolae Marinescu, care este profesor de română, cum știm, citește cu atenție manuscrisele, ceea ce iar se întâmplă foarte rar în ziua de astăzi. Sunt multe edituri care tipăresc cartea exact cum o dă autorul, indiferent că sunt greșeli. Iată că Nicolae Marinescu citește și citește ca un cunoscător, iar Sorina Bela de asemenea sesizează, citește și vine ea însăși cu propuneri, cu idei, deci gândește alături de autor cartea. În cazul acesta pot să dau un singur exemplu, în afara, eu știu, greșelilor, să spunem, litere, lipsă sau ceea ce greșelile e firesc. Greșelile de tastare. Sigur că da, greșelile de redactare sunt firești. Deci pe acestea sigur că le-a sesizat și ea și domnul Marinescu, dar a venit cu ideea pentru header să pună pe o pagină, sigur, titlul cărții, dar pe cealaltă pagină nu numele meu, ci numele celui care m-a intervievat. Și pentru că am venit la acest punct, să spun puțin povestea cărții, istoria ideii
de a scoate o astfel de carte, de a tipări o astfel de carte, pentru că deja am primit felicitări pentru idee. Iată, domnule, eu nu m-am gândit la asta, dar ar trebui să o fac. Și sigur sunt alții mult mai mult intervievați decât mine de-a lungul timpului. Și pentru că înainte de a începe emisiunea am vorbit de maestrul Emil Boroghină, de omul total, de actorul și de cel care s-a dăruit culturii craiovene cu atâta suflet și a făcut atât pentru Teatrul Național din Craiova, o colaboratoare a sa, și o numesc aici pe Iolanda Mănescu, a spus: uite, asta este o idee pe care trebuie să o dau domnului Boroghină, pentru că într-adevăr dânsul a fost mult mai mult intervievat decât mine, este cu adevărat un brand al Craiovei, și a aduna într-o carte interviurile care i s-au luat, vor fi din nou și pentru noi o oglindă întreagă a inimii sale, a sufletului său, a minții sale, a tot ceea ce a dăruit de-a lungul timpului Teatrului Național, Festivalul Shakespeare și așa mai departe. Ca atare, pentru că în decursul timpului, începând cred că cu 2010, mi s-au luat niște interviuri de către persoane, eu știu, nu neapărat din Craiova, nu neapărat de vârsta mea, ci persoane interesate de activitatea mea. De activitatea mea în Statele Unite, de activitatea mea aici și, sigur, linia principală este exilul. Am acești colegi care s-au gândit să mă intervieveze, începând cu 2010, sunt și din localități diferite. Iată, Daniela Sitar Tăut de la Baia Mare, care este profesor, doctor acolo și care este și redactor la revista Nord Literar. Iată colegul nostru Ion Gianu, pe care nu-l cunoșteam atunci când mi-a luat interviul în 2012 și care a avut o idee așa, parafrazându-l pe Adrian Păunescu de la Bârca la Viena, el a numit interviul de la Baldovinești la New York. Și Baldovinești este comuna unde am fost eu repartizată în 70 și acolo... Unde v-ați început cariera didactică? Unde am început, sigur, era repartiția obligatorie pe vremea aceea și toți ne-am dus la post. Și aici iar ar fi de povestit, pentru că poate revenim. Au fost niște ani care ar trebui cunoscuți și de către generația tânără ceea ce se întâmpla la vremea aceea. Sigur, mai sunt o doamnă Elena Mitru din New York, chiar Nicolae Marinescu s-a gândit să-mi facă, să-mi iau un interviu, o jurnalistă, Daniela Șontâcă de la București, care a fost interesată foarte mult, este acum și ea tânără fiind interesată de exil, și mi-a pus o serie de întrebări legate de Monica Lovinescu, de Virgilie Runca, de exil în general. Apoi George Motroc, în 2022, cu ocazia centenarului Marin Preda, știind că am cunoscut-o pe Aurora Cornu și, sigur, interviul este axat în principal pe această latură. Maria Vaida de la Cluj, care a avut ca teză de doctorat o poetă care a trăit la Roma, dar s-a născut în Oltenia, și care Yvonne Rossignon, un nume franțuzesc, dar ea fiind olteancă de-a noastră și care a trăit, cum spuneam, la Roma. Și Maria Vaida și-a dedicat mare parte din viață studiind, căutând arhive și încă parcă n-a terminat, a publicat două volume, unul studiu monografic, celălalt poeziile Ivonei, care a trăit în România în
anii în care generația interbelică era în floare și care i-a cunoscut pe Eliade, pe Cioran, pe Eugen Ionescu, mergea la Capșa. Deci o persoană care a publicat și în România înainte de 44-45 și se încheie interviurile cu Mircea Pospai, care este colegul nostru, președintele filialei Craiova Tudor Arghezi a Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Așadar, interviurile sunt în ordine cronologică, dar încep totuși cu un interviu recent, cu un interviu și are o rațiune această modificare cronologică. Un interviu luat de o tânără, de data aceasta de o elevă de liceu, de Adina Zăbavă, care este în clasa 12 la liceul, la Colegiul Carol, și care a avut drept temă de la profesoara sa de limba română să ia un interviu unui absolvent de liceu. Pentru că s-au publicat toate interviurile în revista școlii și m-am gândit că nu are importanță în cazul de față că pun în față un invers cronologic și anormal cronologic, pentru că întrebările ei sunt legate exclusiv de anii de școală. Și atunci, într-o fel de oglindă a mea, prin răspunsurile pe care le dau, sigur, întrebările, în primul rând, ale celor care mă intervievează, răspunsurile la acest prim interviu pus în pagină sunt legate de anii de școală, de anii de formare. Și din nou m-am gândit că e bine că am făcut această carte și că am pus în pagină și acest interviu, care sigur nu este luat de un profesionist, dar este de o tânără foarte inteligentă, o tânără foarte citită și o tânără care poate fi ea însăși luată drept model pentru mulți dintre tinerii de astăzi. Și sigur eu îi răspund ce era pe vremea mea. Cât de diferită stau lucrurile astăzi. Da, și entuziasmul pe care noi, vreau să menționez că liceul, tot sigur la liceul Nicolae Bălcescu, cum se numea pe atunci Carol, s-a petrecut pentru mine între anii 1961-1965. Deci un timp destul de îndepărtat în spate. Sigur, pentru noi, cei care l-am trăit, este așa, pune mâna pe el, e foarte aproape. Anii trec ca apa, cum spunea Topârceanu, dar eram diferiți, cu adevărat eram diferiți. Motivele, sigur, pot fi multe și pot fi contracarate de cei de astăzi, spunând că erau alte timpuri, sigur nu existau toate aceste mijloace media care să ne atragă. Sigur că nu era poate graba și rapiditatea cu care se desfășoară totul acum și în același timp lărgirea informației în așa fel încât parcă nu mai știi către ce să te îndrepți, inclusiv cu ceea ce se întâmplă politic, fizic, iată, cu aceste cutremure și dezastre naturale pe care le aflăm în timp real de la Noua Zeelandă, Brazilia până la Turcia, Bulgaria, România și așa mai departe. Dar eu cred că, și iară mă întorc la școală cu ocazia asta, eu cred că și profesorii noștri erau altfel. Erau și profesorii ca și vremurile. Ca și vremurile, dar profesorii noștri, să ținem cont că erau în majoritate școliți în interbelic, că erau la vremea aceea
niște oameni cu o cultură și cu o dragoste de ceea ce fac, cum rar se mai întâmplă în ziua de astăzi. Citeam zilele acestea, pentru că pregătesc revista Antilete, chiar două numere odată, vreau să spun că așa mi-au venit materialele, și un număr pe care sper să-l lansez aici și să trezească interes, pentru că în 7 martie se împlinesc 120 de ani de la un mare necunoscut al culturii române, un urmuzian care nu l-a cunoscut pe Urmuz, adică n-a citit Urmuz când a scris, dar care a trăit în Peru, la Lima, și care a fost diplomat de carieră și care a fost violonist cu premiul George Enescu și care a cântat la Filarmonica din Lima, dar care a fost, pe de altă parte, un scriitor exact tradiția Urmuz, avantgardist, și pe numele său Grigore Kugler, nepotul Matildei Kugler, Pony, și văr cu Petru Comarnescu. Și mă întorc la ce spuneam. Citeam zilele trecute, pregătind acest număr dedicat lui Grigore Kugler, Apunache, cum s-a auto-intitulat el, pentru că a creat un personaj. O să vorbesc mai mult despre el când va fi timpul. Petru Comarnescu, deci vărul lui Grigore Kugler, vorbește despre generația lor, despre aviditatea pentru cultură, despre dorința lor, generația interbelică, repet, de a cunoaște, de a ști, de a se informa, de a fi permanent în legătură unii cu alții și în legătură cu ceea ce se întâmplă în Europa și în lume din punct de vedere cultural. Așadar, profesorii pe care i-am avut eu și generația mea și colegii mei, deci mai mici, mai mari, puțin decât mine, au fost acești profesori școliți de către și în această perioadă de către generația interbelică. Și sigur că ei ne-au insuflat această dragoste de lectură. Ar fi stat poate altfel lucrurile dacă nu vă nășteați în familia unui profesor de limba română. Da, sigur că da. Și acesta este un avantaj. Și așa cum Nicolae Marinescu îmi spune mereu și m-a și întrebat în interviu, diferența sigur că este. Nu ai timp să recuperezi dacă n-ai crescut cu cărți în casă, dacă n-ai crescut cu informație de când te-ai născut. Cum povesteam altă dată referitor la festivalul pe care l-am dedicat Monica Ilovinescu și la Crușeț, despre care sigur puțini oameni știu ce înseamnă, ce comună este aceasta în România, eu am auzit de la începutul vieții mele, să zic, de când am conștientizat numele Bălăcioaica, deci Ecaterina Bălăcioiu, mama Monica Ilovinescu, cea care la Crușeț a instituit chiar burse pentru copiii meritoși din Crușeț. Și dacă vom avea deschidere către județul Gorj, către inspectorat și către Consiliul Județean, și cred că vom avea, anul acesta când se împlinesc 100 de ani de la nașterea Monica Ilovinescu, poate vom reuși să dăm școlii din Crușeț, deci repet, Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu a instituit burse pentru copiii meritoși din Crușeț, poate vom reuși să dăm școlii din Crușeț fie numele Bălăcioiu Lovinescu, deci ambele, fie pur și simplu Ecaterina Bălăcioiu Lovinescu, aducând-o astfel în atenția publicului pe o mare doamnă a noastră, nu, deci nu numai Monica Lovinescu, ci și mama sa, care a fost inspector de franceză și a fost în comisia de licență a lui
Emil Cioran, iată. Mă văd nevoită cumva să vă întorc către marea doamna noastră, Mihaela Albu. Și să termin totuși ideea cu tatăl meu, pentru că mi-am notat aici, într-o carte pe care o dedic timpului pe care l-am trăit familiei mele inerent, am rugat câțiva elevi ai tatălui meu să scrie câteva lucruri despre el și o spun aceasta nu pentru că a fost tatăl meu, adică citez, ci pentru că a fost profesor, exact pe linia discuției anterioare legată de profesorii de limba română. Și spune așa Simona Lazar: domnul profesor intra cu un zâmbet pentru toți și se lumina clasa. Știam că urmează ora caldă, ora de calm, ora de haz, ora când învățam cu totul relaxat să vorbim corect, să ne cunoaștem scriitorii și să găsim în lectură condiția obligatorie pentru trezirea sensibilității și a minții. Nu avea importanță în ce ordine se dădeau absenții și nici la ce pagină era deschis catalogul. Nimeni nu ținea pumnii strânși de Doamne să nu mă asculte. Iar când îți rostea numele, nu tresăreai, era numele tău și îți suna familiar ca dintotdeauna, îți suna ca și când te-ar fi strigat ai tăi în casă, chiar dacă de fapt urma să fii ascultat. Iar a fi ascultat ți se părea un moment cât se poate de firesc și nici de cum un supliciu. Știai bine că nu va urma niciun dezastru, oricât de nechemat ai fi fost între ale literaturii și gramaticii limbii române. O notă mică poate, ei și, de ce să-ți fie teamă? Odată strigat la catalog, de bună seamă că urma imediat o glumă blândă pe seama ta. Și râdeai și tu, râdeau și ceilalți. Iar domnul profesor era numai bunătate. Gata, nicio emoție de acum și răspundeai pe cât puteai de bine. În fața domnului profesor Mihai Popescu nu tremura nimeni, pentru că domnul profesor, nu ca să fie temut, își alesese profesia și menirea. Iată, da. Iată, acesta a fost profesorul, tatăl meu, profesorul Mihai Popescu. Astfel de profesori am avut și noi la liceu. Și profesorul de limba română, Dumitru Banu, era un profesor de la care aveai ce învăța, îți insufla dragostea pentru lectură, nu tremurai la el, la profesorul Olaru de limba latină tremurai cu adevărat, dar ne-a făcut să învățăm carte. Și iată, după 60 de ani, vorbiți de aceștia cu atâta drag. Mulți dintre noi nu mai ține minte, din păcate, numele cadrelor didactice și poate n-a trecut decât un deceniu sau două de când am absolvit cursul. N-avem cum să nu-i ținem minte. Îi ținem minte și le ținem minte și figura, le ținem minte evenimente, momente din școală, din clasă. Dar unde este vina? În partea elevilor ajunși astăzi adulți care nu-și mai amintesc? Nu. Sau în partea cadrelor didactice, nu, care n-au reușit să lase amprentă? Evident. Sunt convinsă că fiecare tânăr, dacă a avut măcar un profesor model, pe acela îl ține minte. Este imposibil, dar dacă un profesor vine la clasă plictisit, obosit, ca și cum se duce la birou să învârtească niște hârtii și să se uite la ceas să treacă ora, evident că îi se transmite acest lucru copiilor, elevilor. Iată, aș face o relație cu actorul. În momentul în care actorul recită un rol fără suflet, nu-ți transmite ție, spectator, dar dacă el trăiește personajul și ajunge chiar cum s-a întâmplat să fie după aceea în viața publică, să-i se suprapună personajul pozitiv sau negativ și el, bietul, dacă a jucat un personaj negativ, să fie de fapt un om bun și să-i se pună această etichetă de om rău, să spunem, pentru că el a jucat, a intrat în pielea personajului. Un profesor intră și el în pielea autorilor pe care îi predă și vine și face o legătură cu clasa.
Iată ce citeam înainte, mi-am amintit de acest bullying care este acum, când profesorii râd de copii, când își bat joc de copii. Deci tatăl meu râdea, dar râdea toată clasa, pentru că râdea cu bunătate, ei se amuzau de unele greșeli pe care, sigur, și un profesor le poate face. Și cu asta închei, cred că profesorii trebuie să aibă și tăria de a recunoaște că nu știu tot, că se mai pot informa, că pot greși. Și atunci iar se stabilește o legătură între mine ca profesor și student sau elev. Noi suntem un tot, noi lucrăm împreună, colaborăm ca să formăm un tânăr pentru viitor. Doamna Albo, sunteți scriitor, ziarist, critic literar, poet, prozator. Care dintre acestea vă este cea mai dragă? Putem să vorbim în termenii aceștia? Da. Mi-a plăcut enorm să fiu profesoară. Deci aceasta a fost dorința mea de întotdeauna și vă spun sincer că nu-mi plăceau vacanțele. Uram vacanțele, abia așteptam și chiar fiica mea mi-a spus odată ce fericită ești, că îți place ce faci, că vedea că eu abia așteptam să înceapă 1 octombrie, să înceapă facultatea, să înceapă orele. Dar stând singură și analizându-mă, spuneam că dacă n-ar fi fost să fiu profesoară și poate dacă invidiam, dar să nu fiu luată ad literam, pun în ghilimele, dacă invidiam pe cineva, invidiam pe cei care erau plătiți ca să citească, ca să studieze, adică pe cercetători. Pentru că, sigur, noi ca profesori citeam, scriam după ce ne terminam activitatea didactică. Deci ce îmi place cel mai mult? În primul rând, deci asta mi-a plăcut, să fiu profesoară. Îmi plac toate, îmi place să scriu, nu dorm aproape și chiar dacă dorm, iepurește, cum se spune, pentru că gândul meu este permanent la ceea ce fac. Îmi place să scriu, îmi place, mă bucur când îmi vine câte o idee, aș împărtăși-o tuturor. Îmi place să fiu jurnalist pentru că la rândul meu am luat interviuri mai multe și cele 3 cărți Azi despre ieri s-au axat nu firesc pe întrebări legate de activitatea celui intervievat, ci de cei pe care el i-a cunoscut, pentru că aceasta este iar o pasiune a mea, de a aduce trecutul și trecutul acesta cu oameni deosebiți în fața celor de azi și a nu-i lăsa să fie uitați, pentru că, așa cum spunea Monica Lovinescu, să nu uităm împreună. Iată că și prin revista Antilete și prin tot ceea ce am încercat să fac prin aceste 3 volume de interviuri Azi despre ieri, este să nu uităm. Cum a început aventura cu exilul, cultura exilului, odată cu plecarea în Statele Unite sau anterior acestei date? Da, este o întrebare și aceasta. Sigur că aproape că nu știu să spun declicul, dar mult mai știam de acasă, dinainte de a pleca, evident, de la tatăl meu, de la, eu știu, când prindeam și eu cu urechea Europa Liberă, când, sigur, după Revoluție s-a dat voie, s-a dat drumul și țin minte că am aflat așa întâmplător de Vintilă Horia, adică niște nume pe care le-am auzit aproape, nu mai știu când și de la cine, și odată cu ajungerea în Statele Unite în 1999, deci la 10 ani după Revoluție, am luat legătura, am luat contactul cu unii care încă mai trăiau, sigur nu mulți, cei care s-au stins repede și regret și acum că eu nu am realizat faptul că sunt contemporană cu ei, că pot să-i ating, că pot să stau de vorbă cu ei,
Din păcate s-au stins pentru că erau foarte în vârstă, dar au fost unii din al doilea exil, din al doilea val, de după tezele din iulie, de după 70-71, tezele din iulie. Unii care în anii 75-80 au reușit să ajungă în Statele Unite. Iată, mă refer aici în primul rând la Sanda Golopenția și Constantin Eretescu, și care, slavă Domnului, încă trăiesc și care la rândul lor au cunoscut pe cei dinainte de 44-45, sau pe George Alexe de la Detroit, în vârstă, dar care avea corespondență cu Iliade, care a fost un fel de frate, deci bun, foarte bun prieten cu Valeriu Anania, cu Bartolomeu Anania, și care i-a cunoscut pe mai mulți dintre cei din exil. Care este firul comun al acestor personalități, dincolo de perioada dificilă pe care au trăit? Raporta la noi, la românii de acasă. Cei care au trăit în exil, vorbim. Exact, da. Indiferent că au fost cei mai vechi din primul exil, din anii 44-45. Dacă 45, sunt diferențe notabile, vă rog să ni le spuneți. Da, cred că nu sunt. Cred că nu sunt decât ceea ce le-a oferit viața după. Linia, și chiar mă gândeam la asta, dar nu știu de ce, venind înspre studio, a fost iubirea nemărginită față de țară, față de neam, față de limba română. Oamenii aceștia, astăzi punem în derizoriu, astăzi privim așa cumva cu condescendență și cu superioritate, naționalist, ce e aia, noi suntem europeni, noi suntem, da, oamenii aceștia au iubit cu patimă limba română, așa ca și cei din Basarabia. Cum spunea Grigore Vieru, în limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin. În limba ta poți râde, în limba ta poți plânge, nu? Ei, în limba lor, au continuat să gândească, să scrie, să publice, să se sacrifice pentru a publica în limba română, a crea reviste, ziare, edituri, asociații, toate acestea pentru ca limba să nu moară, pentru ca ei între ei să rămână într-o unire, chiar dacă se spune, cum mereu se spune, că exilul a fost dezbinat și cum eu am mai spus aici, că nu trebuia să fie toți într-o frăție și într-o ora unirii, dar faptul că ei se publicau unii pe alții, indiferent de opțiunile politice, indiferent de, de țara în care trăiau, de la, cum spuneam înainte, Peru sau Brazilia sau Mexic, și terminând cu Germania, Franța, Italia, Spania, Anglia, ei se publicau unii pe alții și colaborau unii cu alții. Deci linia directoare, firul care i-a unit, cred că a fost această dragoste nețărmurită pentru cultura română, pentru limba română, pentru locul de unde au venit și unde nu s-au mai putut întoarce din nefericire. Cei care astăzi se pot întoarce al doilea exil, în continuare scriu românește, chiar dacă scriu și în altă limbă, pentru că ei s-au integrat, mulți dintre ei sunt profesori și scriu mai ales lucrări științifice în limba țării în care s-au așezat, dar continuă să iubească România, continuă să vină și să publice în România. Iată un Matei Vișniec care și-a făcut o carieră în Franța și care continuă să publice românește și în franceză, evident, continuă să vină în țară foarte des. Și a fost și la noi, la Craiova, invitat într-un ciclu de conferințe pe care le-a instituit Nicolae Coande la Teatrul din Craiova, și conferința lui Matei Vișniec a fost una de excepție. Și păcat
că mulți dintre profesorii, studenții, intelectualii Craiovei nu participă la evenimentele care, iată, se întâmplă în Craiova. Nu participă în număr mare. Sigur că sunt și excepții, sigur că avem profesori interesați, sigur că avem printre profesori, să spunem, în special la facultățile umaniste, care sunt ei înșiși scriitori și își lansează cărți. Dar vorbesc la modul general și mă doare sufletul mai ales de licee, pentru că ei sunt cei care vin acum, copiilor. V-ați gândit să vă așezați în alte părți? Ați fost, ați călătorit, ați trăit o perioadă din viață în Statele Unite, însă v-ați întors acasă. Da, mi s-a pus întrebarea, mai ales atunci când m-am întors după 6 ani, de ce n-am rămas, pentru că și acesta este un miraj, Occidentul. Pot să mă întorc puțin și să spun că în septembrie 99, deci rețineți, septembrie 99, cu 3 luni înainte de decembrie 89, am fost desemnată, nu știu prin ce miracol, de către minister, să merg la cursuri în Iugoslavia pentru o lună de zile. Și eram numai 2 profesori din România, unul de la Timișoara și cu mine de la Universitatea din Craiova. Și cursurile s-au desfășurat la Belgrad și Novi Sad, dar au constat și, în afară de cursuri propriu-zise, și din excursii în fosta Iugoslavie, rețineți, dar atunci, sigur, mai pe teritoriul, mai mult pe teritoriul Serbiei actuale. Și într-un parc, 2 tineri ne-au auzit vorbind românește și au venit la noi și ne-au întrebat cum suntem, am trecut Dunărea în not, am ajuns cu sacrificiile și cu riscul vieții acolo. Noi am spus, nu, noi suntem oficial, așa s-a nimerit. Ei trecuseră Dunărea în not. Iată că noi doi n-am rămas în Iugoslavia, deși am fi putut rămâne atunci când, într-adevăr, ca să ajungi în Iugoslavia, îți riscai viața și ești de la propriu spus. Deci nu m-am gândit niciodată să trăiesc în altă parte. Cum? Nu m-am gândit să merg în alt oraș din România. Deși când eram studentă mi se părea că Brașovul este inima țării și că dacă ești din Brașov ești conectat cu toată România, sigur, Bucureștiul unde am făcut facultatea mă atrăgea, dar era pe vremea aceea Buletin de București, recomand filmul, nu aveai cum dacă n-aveai Buletin de București. Mie Craiova mi-a plăcut, mie Craiova îmi place, eu în Craiova mă simt acasă. Craiova este orașul meu de suflet și am citit undeva și uite pot să mediatizez acest lucru că este unul dintre orașele în care este cel mai bine de trăit și aceasta n-au făcut-o neapărat românii, era ceva pe partea de sud-est Europa. Craiova alături de încă 2 orașe din Balcan, nu rețin acum, dar era orașul unde era cel mai ușor, cel mai bine de trăit. Și, de ce nu, în Craiova. Interesant acest aspect, pentru că ne-am obișnuit cumva să ne lamentăm și să ne plângem de oraș, de țară și să ni se pară că prin alte părți da, e mult mai bine. Oamenii aceștia sunt veșnic nemulțumiți. Oamenilor acestora nu le place nimic. Discutam chiar cu un meșter zilele trecute că el a avut ocazia să meargă în Canada, unde se câștigă foarte bine, unde nu sunt oameni săraci. Și mi-a spus, eu am fost de mai multe ori în Canada, chiar recent, acum câteva luni. Sunt destui oameni săraci, destui oameni pe stradă, pe care dorm pe stradă, ceea ce la noi se întâmplă mult mai rar să vezi. Dar cum așa, că oricum și oamenii săraci de acolo sunt mai bogați decât cei de la noi? Nu e adevărat. Câini cu covrigi în coadă nu sunt nicăieri. Poate că, să spunem, o țară occidentală, dar mai ales Statele Unite, recunosc meritocrația. Aici da. Aici pot da dreptate și de ce pleacă foarte mulți tineri și foarte mulți doctori? Pentru că li se recunoaște meritul, dar
să nu uităm celor care cu adevărat merită. Unui student, absolvent de medicină, care cu adevărat știe carte, celor care, indiferent de domeniu, au terminat așa târâși grăpiși și cred ei că acolo îi va primi cineva cu brațele deschise, se înșală. Nu e același lucru. Deci, ceea ce avem noi încă negativ și sper să se remedieze, este această meritocrație care nu este încă recunoscută la justa valoare. Și mai merg, eu știu, relațiile și așa mai departe. Vi s-ar fi conturat altfel destinul, chiar și profesional, dacă v-ați fi născut într-un alt spațiu geografic? Nu cred. Nu cred. Eu sunt foarte mulțumită de ceea ce mi s-a întâmplat mie în viață. Pentru că dacă am muncit, iată, am reușit să ajung și în Statele Unite profesor și deși după bunul obicei românesc s-a considerat că am avut pile și relații, etc., etc., cine cu adevărat mă cunoaște, cine cu adevărat știe ce se întâmpla la minister, ce se întâmpla în Statele Unite, pentru că dosarul meu a mers la New York și de acolo am fost dosarul meu a fost cel selectat, știe că nu am avut niciun fel de relație, încă o dată venind din Craiova și nu din București. Dar iată că dacă am muncit și a fost un dosar bine pregătit în spate, fără a avea niciodată ideea că o să plec în Statele Unite. Deci am făcut manual de limba română ca limbă străină, am scris, am publicat, mi-am luat din timpul meu și din timpul acordat copiilor mei, pentru că asta mi-a plăcut. Și iată că meritul până la urmă a fost recunoscut, plus ceea ce am scris, ceea ce iară din timpul meu, din viața mea, din orele de somn și de distracție, iată că faptul că m-ați invitat aici înseamnă că se recunoaște munca. Și apoi, sigur, fiecare și are propriul destin, mai mult sau mai puțin făcut de el. Publicați mult, munciți mult, publicați atât în țară cât și în străinătate, menționez doar Statele Unite, Canada, Israel, Republica Moldova, Germania, Italia și cred că am mai uitat câteva state. Cipru, etc. Aș vrea să vă întreb cât de greu se publică, pentru că tot se apropie și Caragambana Gaudeamus la Craiova. Și cu ce efortul se publică astăzi? Sunt două lucruri distincte apropo de greu. Înainte de 89 se publica foarte, foarte greu, pentru că nu erau, în primul rând, decât câteva edituri. Cred că 4-5 pe țară, așa ceva, nu le-am numărat, dar foarte, foarte puține. Și m-am izbit de acest lucru dacă nu erai dintr-un mediu, în primul rând dacă nu erai bărbat sau ca femeie dacă nu trăiai în mediul întâmplător sau nu într-un mediu scriitoricesc, pentru că sigur viața te trimite undeva, apropo de Valdovinești, te trimite departe de București și n-ai cum să mai intri în familia scriitorilor înainte de a publica. Deci, înainte de 89 era foarte greu, din acest punct de vedere. După 89 e foarte ușor, pentru că sunt foarte multe edituri, mai mari, mai mici, diferite, cu grade diferite de acceptare și de a pune, eu știu, o barieră a ceea ce nu merită să fie. Și e greu din punct de vedere financiar, pentru că editurile nu au de unde să se financeze decât din banii pe care îi dau autorii. Am publicat însă, după 89, și în edituri care continuă să fie finanțate de către stat. Și acum n-am mai avut nevoie neapărat de o
susținere a unor relații scriitoricești, ci pur și simplu mergând cu manuscrisul și mai ales cu titlul, cu tema. Și pot să dau chiar mai multe exemple. M-am adresat Muzeului Literaturii Române în mai multe rânduri. Odată, să spunem, cu două volume, de altfel, dedicate lui Mircea Popescu, prieten bun al lui Mircea Eliade, prefața cărții fiind făcută de Sorin Alexandrescu, nepotul lui Mircea Eliade. Deschiderea a fost imediat. Anul trecut, sau mai bine zis, acum 2 ani, că suntem în 2023. În 2021 m-am adresat din nou Muzeului Literaturii Române cu o altă conducere și am propus volumul dedicat studiilor de eminescologie publicate în exil. Și, sigur, deschiderea a fost imediat. Volum recunoscut și premiat. Și premiat și, deci, repet, aceste cărți nu au fost plătite de către mine ca autor. Revista Luceafărul, prima revista exilului românesc, întocmită de Eliade și Ierunca și Nei Herescu, monografia dedicată acestei prime reviste a exilului românesc, tradusă în franceză, mi-a fost chiar cerută de Institutul Cultural Român, pentru că s-a întâmplat să fie și o colecție acolo, și cu ocazia târgului de carte de la Paris aveau nevoie de măcar încă o carte în colecția, nu mai știu cum se numea, dedicată exilului, și cartea aceasta tradusă în franceză, verificată la sânge de Jean Ponce, traducătorul lui Lucian Blaga în limba franceză, cartea aceasta a fost publicată de Institutul Cultural Român. Intenționez și lucrez la o ediție a doua a studiilor de eminescologie publicate în exil, pentru că am mai găsit între timp câteva. M-am adresat directorului Muzeului Literaturii Române, editurii, domnului profesor Ioan Cristescu, și așteaptă pentru ediția a doua, revăzută, adăugită. Iată că, sigur, lucrurile sunt diferite. Poți să ai acces la o editură finanțată de stat, dar sigur, mult mai greu, și trebuie să fie mare interes pentru ceea ce publici acolo, și în același timp greu pentru a susține financiar, dar până la urmă, dacă merită ceea ce faci și va rămâne ceea ce faci, pentru că, încă o dată, nu public neapărat poeziile mele, proza mea, ci aceste cărți dedicate celor care nu mai sunt. Vorbeați la un moment dat de meritocrație și aș vrea să încheiem întâlnirea noastră de astăzi, deja, cu câteva cuvinte pentru studenți, pentru tineri, care poate că sunt cumva anxietați de gândul că se vor integra, exact, că se vor integra greu și că trăim într-o lume în care contează alte aspecte decât cele care țin de merit. Eu cred chiar așa în societatea pe care noi o avem astăzi, cu bune și cu rele. Pe de o parte, ceea ce n-am insistat înainte când am vorbit despre meritocrație și despre relații, este faptul că instituțiile particulare, ca să le spun așa, nu vor angaja niciodată pe cei care nu merită. Pentru că, sigur, o instituție privată vrea să meargă mai departe, vrea să câștige bani. Ceea ce se întâmplă pe bază de relații este mai ales prin angajările la stat. Pe de altă parte, nu cred până la urmă că cineva care cu adevărat merită, dar să fie de top, nu de nota 7, vorbesc în cunoștințe, nu în note, nu în hârtia pe care o arată, pentru că notele, din păcate, în ziua de azi, sunt foarte mari la foarte mulți. Am întrebat odată un profesor
de la medicină despre o absolventă care spunea că a avut numai 10 și a întrebat profesorul despre ea. Și zice, nu știu cine e. Zic, de ce? Pentru că mi-a spus că avea numai 10. Mă rog, note foarte mari. A, zice, păi toți au note mari. Toți. Deci, în situația aceasta, cel care va răzbi în societatea românească va fi tot cel care a luat acel 10 pe merit. Pentru că nici instituțiile de stat nu-și permit să aibă din 10 angajați 9 slabi și numai unul bun. Pentru că nu va merge instituția, nu va merge căruța înainte. Și atunci poate că va face, eu știu, un rabat și va angaja 5 și 5, nu știu. Fiecare instituție și fiecare director și fiecare decan și fiecare, deci instituție la modul lărgit al cuvântului, cred că va ține la instituția lui, fiecare șef de instituție va ține la instituția lui ca să meargă mai departe. Eu știu, la casa de pensii, dacă vor fi angajate numai persoane care abia au trecut prin facultatea de studii economice, noi ceilalți ne vom revolta că nu sunt bine calculate pensiile, vor fi procese și așa mai departe. Nu că am fi departe de această situație. Da, dar eu cred că totuși directorul casei de pensii va avea grijă să aibă și acolo numărul acela mare de persoane care, sărace, le muncesc îngrozitor, să ne calculeze nouă veniturile, pensiile. Va avea grijă să aibă și oameni care să facă lucru ca lumea. Așadar, deci, seriozitate și perseverență și putem, exact, reuși. Deci, până la urmă, eu zic că dacă muncești cu adevărat și îți place ceea ce faci, indiferent unde vei, ți se va recunoaște. Doamna profesor, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și de această dată. Așteptăm să ne revedem, probabil la Târgu de Carte Gaudeamus, 4 martie, ora 17. Ora 17 la Târgul de Carte Gaudeamus. Se lansează volumul O viață în labirintul cărților. 12 dialoguri cu subsemnat. Ne-ați mai adus un volum pe care, din păcate, nu am, despre care, din păcate, nu am reușit să discutăm astăzi, dar poate, cine poate, știe, cu altă, poate, cu altă ocazie. Va fi și lansat la târg, o idee pe care a avut-o Florian Copcea, să adune într-o carte studiile sale despre poeții din Oltenia. Ne întoarcem și, sigur, tragem spuza pe turta noastră pe Olteni. Mulțumesc încă o dată. Și eu. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Toate cele bune. La revedere!